Au trecut 2 ani de la tragedia din colectiv, timp în care inspectorii din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență au făcut eforturi pentru a ușura procesul de avizare și funcționarea construcțiilor fără a pune viața oamenilor în pericol. Au făcut zeci de mii de controle, au închis sute de cluburi și discoteci care funcționau fără aviz și au dat amenzi de aproape 60 de milioane de lei. Chiar dacă numărul de solicitări pentru autorizația de securitate la incendiu a crescut la peste 80 de ori, mulți patroni de cluburi nu au învățat nimic din tragicul eveniment în care și-au pierdut viața 65 de oameni și își pun în continuare clienții în pericol. În întreaga țară funcționează aproape 3700 de baruri, restaurante și spații de cazare fără aviz ISU. Imediat după tragicul eveniment din clubul colectiv, pompierii militari au luat măsuri pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente și pentru a consolida siguranța cetățenilor. În primul rând, au depus eforturi pentru modificarea cadrului legislativ în ceea ce privește procesul greoi de avizare și autorizarea construcțiilor. La doar 3 zile după tragedie, guvernul a aprobat o hotărâre care stabilea criteriile prin care spațiile fără aviz de incendiu puteau fi închise. Am făcut un studiu pe toate categoriile de construcții care sunt regăsite în această hotărâre de guvern, am analizat gradul de incidență al evenimentelor la aceste categorii de construcții și totodată am stabilit în funcție de acestea și de normativele în vigoare acele cerințe care ar trebui într-adevăr îndeplinite la nivelul minim de către aceste construcții. Au urmat aproape 24.000 de controle în cluburi și baruri, multe dintre ele neanunțate și făcute mai ales noaptea, pentru ca patronii să nu aibă timp de schive. În 2 ani au fost închise 113 obiective dintre cele verificate și doar 65 și-au reluat activitatea după ce au intrat în legalitate. Alte 353 și-au suspendat singure activitatea. Avem un instrument grafic cu inventarierea la nivel național a tuturor obiectivelor sursă de risc și când spun sursă de risc ne referim la posibilitatea apariției unor evenimente accidente cu victime multiple. La nivel național avem peste 14.000 de astfel de tipuri de obiective din categoria cluburi, discoteci, săli de spectacole, stadioane și așa mai departe. Cele mai întâlnite nereguli au fost improvizațiile la instalațiile electrice, căi de evacuare nemarcate, lipsa stingătoarelor sau defecțiune ale acestora și lipsa autorizației de securitate la incendiu. S-au dat aproape 17.000 de amenzi în valoare totală de aproximativ 60 de milioane de lei. Numărul celor care au solicitat avize și autorizații a crescut cu 84%, fiind emise aproape 6.000 de astfel de acte. Cu toate acestea, mulți patroni de cluburi, de discoteci sau unități de cazare au rămas nepăsători și preferă în continuare să rămână în ilegalitate. La nivel național, încă mai funcționează în acest moment 3.687 de unități fără autorizație, adică 9% din numărul total. Legea prevede, pe lângă închiderea localurilor care sunt în ilegalitate, amenzi cuprinse între 20.000 și 50.000 de lei, de 10 ori mai mari decât acum 2 ani.